Încă de la primele ore ale dimineții, spălătoriile auto s-au umplut de autoturismele care așteaptă să fie curățate. Bineînțeles, interior și exterior, că altfel suntem cu toții, După aia se aglomerează mult. bineînțeles, și noi și mașinile și tot ce avem trebuie să fie curat. Ați așteptat mult până să vină rândul dumneavoastră? Am un sfert de oră, dar se vede că toată lumea vine să-și curețe mașinile. Te-ai trezit de dimineață special să-ți speli mașina. Bineînțeles Se că aglomerează mai încolo sau de ce? e foarte aglomerat. Zilele astea e foarte, foarte aglomerate. Și ai venit azi ca să nu mai vii mâine. Crezi că e mai aglomerat mâine? Păi mâine nu am timp. Mâine sunt cu cumpărături. E normal să se întâmple așa. Sigur, speli mașina, te pregătești pentru un an nou cu speranță, cu gânduri frumoase pentru toată lumea și să ai încredere că poți să. Și rămân puncte. Acum câte puncte vor rămâne pentru 2014, vom vedea. Toată lumea vrea să fie curățenie. Noi am vrea o curățenie spirituală în România. Se înceapă de sus curățenia, dar vedeți că nu prea e atâta mizerie în jur. Lucrătorii de la spălătoriile auto recunosc că sunt foarte aglomerați în această perioadă, însă încearcă să facă față tuturor solicitărilor. Cum e perioada asta? Sunteți aglomerați? Da, foarte aglomerat. Vine lumea să-și spele mașinile înainte de sărbătoare. Da. Cam câte mașini faceți pe zi? Noi nu facem foarte multe, că nu prea avem spațiu. Depinde, de la zi la zi. O aproximație. 10, 15, 20 de mașini maxim, așa, În zilele pline, în da. zilele foarte pline, da. Și cam cât așteaptă oamenii la rând? Așteaptă? Păi așteaptă, că durează. Mașinile sunt murdare, că e vremea. Chiar dacă trebuie să stea la rând zeci de minute până să le fie spălată mașina, șoferii așteaptă răbdător pentru ca noul an să nu îi prindă cu mașina murdară.